fost convocată în temeiul dispoziției președintelui Raiului, numărul 115 de 26 aprilie 2020. Potrivit informației pe care dispun, pentru participare asistă 24 de consilieri, ceea ce înseamnă că ședința este deliberativă. Vă mai anunț că la ședință vă asistă promotătoarea serviciilor publice descentralizate și desconcentrate din teritoriu, șeful adjunctelor publice teritoriale și domnul Veniciuc, primar, colaboratori pe aparatul de ședință de Craiova. Pentru onorarea tuturor și mulțumesc. Vă mulțumesc. Potrivit prevederii comunicare, urmează să fie desemnată persoana la funcție de președinte al ședinței. Vă rog, propuneți. Dragă Mihai, alte propuneri, ne limităm la o singură candidatură. Așa este, da? Supun votului dumneavoastră candidatura domnului Dragă Mihai, consilier regional, la funcție de președinte al ședinței de astăzi. Vă rog să votați. Bună vin, domnul Dragă, poftim. Pentru a efectua un concurs, pentru aprobarea
propunerea nu sunt privind excluderea din ordine de zi. Nu sunt. Supun votul propunerea. Aveți în vedere chestia numărul 6? Da, e introdusă de bază cineva în produsul. Și pe mine. Și pe mine se expune. Este profund de expunere, dar este în bază. Dacă este mie juridic de mâini, dar sunt mie juridic, să explicați. Bine, acest subiect a fost abordat cu diferite ocazii și eu am efectuat niște investigații, niște documente. În primul rând am apelat la regulamentul instituțiilor respective aprobat de Consiliul Regional în 28 decembrie 2010. Acolo, în punctul 15, este scris că fondatorul, adică Consiliul Regional, mai multe puncte, dar unul din ele, angajează conducătorul instituției pe o privată de 5 ani. M-am documentat cu domnul Nicolae Jolațchi, șeful direcției juridice al Ministerului Sănătății. Domnul mi-a spus că hotărârea de guvern, numărul 27, stipulează că concursul se organizează pentru selectarea candidaturilor la funcția de conducător al unei imagini fără, raionale, republicane și orice deci. De sat nu se vorbește. Și mai zice că voi nu sunteți primii, că alte raioane au procedat toate. Faceți trimitere la funcția regulamentului, la legea administrației publice numărul 436 și orice deci. La desemnarea acestor persoane. În discuții cu domnul președinte al Rolului, când am creat ordine de zi, am acceptat, s-a acceptat. Dar Consiliul decide. Da, doamna. Există legea Consiliului Sănătății din 1995, în temeiul căruia noi am aprobat și am votat pentru acest regulament. Și eu propun, ca să nu se încalce legea, și ca să nu avem pe urmă tergiversări și întoarcere înapoi și oferite, să se facă acest concurs la ședința viitoare, să aprobe. Nu e nimic strașnic. Dacă se făcea mulți în presă, fie în oră local, fie în monitor oficial, să făcea concurs aici la nivel de raion. Nu e o problemă. Dar era făcut conform legislației viitoare. Dar așa? Deci nu mai e...
propunem votul 5 s-a abținut. Chestiunea dată rămâne în ordine de zi. Dacă nu mai sunt propuneri referitor la excluderi, eu vă rog să votăm ordinea de zi ca bază și pe urmă dacă mai sunt propuneri suplimentare. Cine este pentru a... Punctul 10, practic, se exclude și se înlocuiește cu altă. Ce înseamnă se exclude și cu altă? Și se schimbă tema, te mai iau. Poate domnul președinte explică, dacă nu eu. Între timp este... Haideți să abordăm asta ca bază, pe urmă s-o modifica, s-o schimba și așa mai departe, dar acum avem 10 minute când suntem ori de zi. Cine este pentru a aproba ca bază ordinea de zi care a fost propusă, rog votați. Cine este împotrivă? Abține? În sală sunt deja 25. Adică eu am simat în sine. Am mai spus-o și cu altă ocazie și cu altă dețe, când în altă ședință. De atât aș punem accent atât de serios pe activitatea numărătorilor. Pentru că pe urma parte, eu n-am votat, dar ce mai fost că am votat și acum. Domn secretar, este și președintele, tot în numărul acesta de 24. Dumnezeu nu a votat, uitați să votez. Ai uitat să știu să votez. Eu am votat. Pentru orice de zi, eu am votat. Da? Ați fost atent. În regulamentul Consiliului scris expres, secretarul are grijă de câte erau votate, așa am zis. Bine. S-a votat în ordine de zi ca bază, vă rog mult, dacă sunt... Eu nu știu, scuze, domnul care nu te-am votat cu 10, tot trebuie numai la mare, nu te-am numai. Bine, vă dați bine, bine dați poate adăugere la mare. Da, vă rog. Eu ce ești tine de punctul 10, noi am deputat la comisie, deci îți propun orice exclus în ordine de atingere cu postul la ședința trecută, ori mă rog, de ascultat și doar o decizie, pentru că am înțeles că nu sunt doar documente, nu este la primărie și așa mai departe. Să insistați cineva. Dar la ce nu vă referiți? La schimbarea de finanță. Eu vorbesc de 10. Îți avem de 10 președinte de un apel. 10 este ceva la ceva. 10 este ceva la ceva. Eu nu asta am luat. Probabil. Dacă are mulți hârtii, doi. Permisiunea noastră o să...
da, regulamentul. Pentru raportori, cred că după necesitate, dar nu mai mult de... 5. Dar nu mai mult de 5 minute, luarea de cuvânt nu mai mult de 2 luări cuvânt pe aceeași chestiune și nu mai mult de 1 minut pentru dezbatere. Și replici tot nu mai mult de 2. N-am înțeles. Păi am propus, nu mai mult de 2. Propuneți dumneavoastră dacă aveți sau... Nu, după necesitate nu sunt de acord. Transferul în tot. Dacă aveți altă propunere, puneți-o și spunem votului. Supun votului propunerea de a stabili 5 minute pentru raportori, 1 minut pentru dezbatere și nu mai mult de 2 luări de cuvânt pe aceeași chestiune și replici nu mai mult de 2. Cine este pentru votul? Aveți în 5 minute? 9. 10. 6. Unanim. Mulțumesc. Cred că vom face excepții pentru unele chestiuni, dar vom face excepții la regulament în privința raportorilor. Practic nu este nicio instituție bugetară care ține de activitatea
Consiliul Regional al Primăriilor, care să nu pot anota bani, atât la instituțiile de învățământ, cât la cultură și sănătate, asistență socială, deci în toate domeniile avem numele succese. Am lucrat cu diferite fonduri care am atras investiții aici la noi, în Raion, și am construit niște obiective de menire social-culturală, de infrastructura satelor noastre, cum este acveduct la Corota, la Cibirleni, construcția unor locuri sanitarii Ecosan, care nu au fost niciodată în Raion. Deci au fost reparații capitale în unele instituții, case de cultură, instituții de învățământ. Au fost redeschise grădinițe de copii care nu au funcționat 10-15 ani de zile. Deci sunt niște rezultate pozitive, de aceea am considerat statutul la cunoștința dumneavoastră și dacă o să acceptați, să-l publicăm ca să cunoască și populația Raionului Lobeni, ce s-a ocupat și Consiliul Raional, primăriile, administrația publică a Raionului Lobeni. Și aici am proiectul de hotărâri, trebuie făcut niște modificări. Deci se ia de informația prezentată de președinte. Despre activitatea Consiliului Raional trebuie să fie scrisă de aici a serviciilor Raionului. Deci Consiliul Raional, administrația Raionului și a primăriilor. Și deci, spune sarcina secretarului pentru a informa mijloacele de informare noastră și a publicat acest raport. Iată pe scurt, încă o dată, eu știu dumneavoastră ați fost la făcut cunoștință cu acest raport, dacă sunt careva întrebări, sunt gata să răspund. Deci s-au făcut foarte multe lucruri bune în Lobeni.
mai am avut datorită Consiliului în întregime, vreo 8 proiecte cum a fost contribuția dumneavoastră, ca tot parte contribuția dumneavoastră. Adică s-au făcut foarte multe lucruri. Vreau să spun mulțumesc tuturor consilierilor, domnule și dumneavoastră personal și ca persoană și ca președinte, și tuturor fracțiunilor că ați fost foarte receptivi la nevoile primărilor, unde nu s-a pus pe cântar cu la repoziție. Asta este un lucru foarte bun. Vă dorim succes în continuare, sănătate și dumneavoastră cu sărbătorile de Paște și credem că domnul Cotorobai nu mai are întâlnit mă. Să fiți sănătate. Mulțumesc tuturor. Urma de informație. Mulțumesc, domnul ședinte. Subiectul numărul 2, raportul de asemenea este domnul Sănăstraru, privire la proiectul privind edificarea raionului.